atmosferă de picnic. Și aici, pe Valea Gârbăului, pe 4 hectare, s-a cosit, s-au amenajat 18 grătare, butoi cu apă, toalete ecologice, parcare pregătită, astfel încât să fie voie bună și distracție și oamenii să petreacă momente plăcute în aer liber. Fac de asemenea o precizare, rugăminte, ca toți clujenii să respecte mediul în care trăim și să nu lase gunoaie, pentru că avem pubele pregătite. În cazul în care nu vor fi respectate regulile elementare de comportament civilizat, vom fi nevoiți să aplicăm amenzile prevăzute de lege. Deci am muncit ca să pregătim un cadru decent, sperăm să-l menținem cât mai mult cu putință. Și vă așteptăm pe toți de 1 mai la un mic, la un grătar, la o partidă de fotbal, de ce nu și la o bere, în condiții, repet, normale, civilizate. Apă potabilă, da, avem un butoi mare de apă potabilă. Apropo de 1 mai, ce ne plăcut drumul pe Făgeți de rupt? Drumul Făgeți este prevăzut pe fonduri europene, cu cât mai repede se semnează la București, cu atât mai repede vom începe lucrările. E prins în proiectul european și cât timp este prins, nu avem altă alternativă de finanțare. Vom avea și alte zone de business în următorii ani? Hoia, de exemplu. Da, la Hoia se lucrează. Hoia este acolo și 10 ani, ca să fiu sincer, din punct de vedere juridic. Noi amenajăm acolo o cantină cu sub al pensionarului, care va fi gata la sfârșitul lunii, la sub la ședință de consiliu, și a zis discuția. Dar pădurea Hoia nu mai aparține din fericire primăriei, aparține consiliului județean câștigată prin infarct. Asta e cea mai importantă zonă de picnic, deocamdată a Clujului. Oricum, sunt mai multe hectare, mai poate fi chiar extins la un moment dat. Această suprafață de 4 hectare, cred că este un bun început. Vor fi și poliții locale aici? Vom avea, evident, și o poliție locală discretă care să supravegheze, dar evident nu să strice bună dispoziția oamenilor, dar eventual să-i amendeze pe cei care silează legile.